Bineînțeles,
Seara asta o să se încheie un concert de vară al Asociației pentru Artă și Cultură Românească Vichentie Petrovici Măcăluț, un concert care va cuprinde muzică populară românească și, bineînțeles, dansuri populare. Și ca să nu vă uitați, vă spun de acum. Mâine, tot aici a Dimitier, adică la Căminul Cultural, că de-aia s-a dat strângerea cu toba la Căminul Cultural, de la ora 16 avem Festivalul de Literatură Dialectală în Grai Bălințean, urmat de o masă rotundă. Mă rog, gazdele ori zis că ne pun la dispoziție o masă pătrată. Dar, de fapt, la masă rotundă stau capele pătrate, care o să vorbească despre umor. E voie, e voie. Și, bineînțeles, de la ora 20, Festivalul de Satiră și Umor Sătesc, Festus 15, ediție jubiliară. Și acum, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să revenim la concertul nostru de vară, organizat de către Asociația pentru Cultură și Artă Românească Vichentie Petrovici Măcăluț, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor în Grai Bălățean. Aceste două asociații au fost sprijinite de către Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Secretariatul Provincial pentru Cultură și Informare Publică a Provinciei Autonome Voivodina, Secretariatul Provincial pentru Învățământ, Administrație și Comunități Naționale al Provinciei Autonome Voivodina, Secretariatul Provincial pentru Tineret și Sport al Provinciei Autonome Voivodina, Comunitatea Cultural Instructivă Jidiștei, Comunitatea Locală Fora și, nu în ultimul rând, Fundația Cotărița cu Mirasuri. Milă să lumea de mine! Toți cei care au fost alături de noi, le mulțumim tuturor. Vă invităm pe domniile voastre să vă bucurați de un program extraordinar de frumos, pus în scenă, așa cum spuneam, de către Asociația pentru Artă și Cultură Românească Vichentie Petrovici Măcăluț. Mi-aș dori acum să mă ajutați să mulțumesc Orchestrei Lira, cea care a făcut introducerea în această seară, a făcut deschiderea oficială a acestui concert, iar după ce Dan Iuț termină de gibănit, și credeți-mă că face lucrul ăsta iuta, dacă nu, am vorbit cu domnul de la Bund și îmi ia mau. Când mă vegeți că nu m-a dat în gură, înseamnă că m-a luat mau. Dar înainte de a lua mau el de la Bund, dați-mi voie să-l invit la microfon alături de mine, pe cel care reprezintă astăzi Asociația pentru Artă și Cultură Românească Vichentie Petrovici Măcăluț, nimeni altul decât președintele Asociației, profesorul Doru Ursu. Distinse doamne, distinși domn, dragi turăceni, o să vă rețin cu vorba, că știu că la nimeni nu-i place o vorbă multă, ce pe scena asta contează. Vreau să vă salut în numele Asociației pentru Artă și Cultură Vichentie Petrovici Măcăluț din Torac și, bineînțeles, în numele meu personal. Și vreau să vă mulțumesc că ne urmăriți și sunteți alături de noi de fiecare dată, în fiecare an. Dumneavoastră sunteți cel mai mare jurul al nostru. Vreau, în primul rând, să mulțumesc și eu sponsorilor noștri, Consiliul Național și celorlalte secretariate, care de fiecare dată și în fiecare an ne sprijină financiar ca să putem să ne desfășurăm activitatea așa în mod normal. Vreau să mulțumesc și fraților noștri de la Săcălați, grupul Armonia, care sunt alături de noi și în această seară, îi veți vedea aici pe scenă. Și nu în ultimul rând, pot așa să spun liber colegilor mei care sunt aici pe scenă, fiindcă fără ei, această activitate nu ar fi existată. Dirijori ca dirijori, membrii sunt cei mai principali. Vreau să menționez că anul acesta Toracul s-a prezentat cu succes destul de bun la festival. Orchestra Lira a obținut premiul 3, Suita de Dansuri a primit premiul 2, iar acest cor care le vedeți în fața dumneavoastră a primit premiul 1. De fiecare dată și fiecare an să vă prezentăm ceea ce mai bun și cel mai tradițional al toracului care a învățat de la strămoșii noștri. Atât tot de la mine. Vă mulțumesc încă o dată
și să lăsăm ca acești minunați artiști să-și arate prezența lor. Vă mulțumesc! Un singur lucru vă spun și mă retrag acolo. În această seară, juriul marelui festival de folclor al românilor din Voievodina este, de fapt, publicul de la Dora. Vreau să văd, la sfârșitul cântecului, ce premiu acordați. Și am în spate acolo un om care notează aplauzele. Eu v-am numărat câți viți. Dacă nu mi-ați aplauzele la socoată, înseamnă că premiul meu e mic. Facem o probă să înregistreze aparatul aplauzele. Astea sunt aplauzele premiului? Ah, am revenit. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, corul de cameră al Asociației pentru Artă și Cultură Românească, Vicentie Petrovici Bocăluț, din Tora.
De fapt, să știți că eu am vorbit cu cei de la cor și am făcut un preambul. Dacă ați fost atent la versuri, n-am venit la voi să mă uit pe sub căciulă, pe sub pălărie, am venit să joc o fată, fată frumoasă, Ana Lugoșan, ați urmărit textul, da? Știți vorbele. Să nu ne scoateți vorbe după aia. Până aici. Ei, bine, dacă acest minunat cor a primit premiul întâi la Marele Festival, este meritul dirijorului și meritul celor care au cântat, dar și meritul celor care i-au sprijinit. Pentru că întreaga comunitate Torac ar trebui să fie mândră că are un asemenea cor aici la Torac. Felicitări încă o dată! Și trecem acum de la cântec la joc. Am spus că am vorbit de fece mândre, de fece care joacă. Ei bine, în fața dumneavoastră va veni o formație de dansuri. De unde credeți că vine? De departe. De la Tora? Este cineva în sala care are copiii la formația de dansuri? Nimeni. Mulțumesc. Corzor, acolo. Hai să-i aud cum îi aplaudați pe copiii dumneavoastră. Pentru că urmează un dans de fete în coreografia Adinei Ocolișan.
să vă cânte trei tinere domnișoare, care nu au o voce atât de sonoră ca subsemnatul. De aceea, rugămintea moderatorului Dan Liuț este atunci când domnișoarele cântă, dumneavoastră să faceți liniște. Și după ce termine ele de cântat, dumneavoastră să faceți gălăgie aplaudându-le. Merge înțelegerea asta? O facem? Mai așteptăm o țară să se așeze în toată lumea pe club, că nu poți să primești spectacolul din picioare. Că și atunci când mânci, mă scapă vorba acum, dar mânci de prăscam. Adică șăți. Știți vorba aia românească. Că poți să mânci și din scaun. Bă, de pe scaun. V-ați așezat? Sigur? Bun. Dați-mi voie să scot pălăria de împrumut în fața dumneavoastră. Spuneam că vor veni în fața dumneavoastră trei tinere domnișoare, ale căror emoții sunt la fel de mari ca ale părinților. De fapt, ale părinților și bunicilor sunt mai mari ca ale lor. Ele sunt niște domnișoare care vor veni în fața dumneavoastră și vă vor demonstra că aici la Torac, cât de cu popular este la el acasă, aici la Torac este un izvor nesecat al cântecului popular românesc și peste câțiva ani, toți cei care suntem în sală vom spune: am fost în sală la debutul ei pe scenă. Credeți-mă că lucrul acesta se va întâmpla, iar cele trei domnișoare sunt de fapt eleve ale școlii gimnaziale George Coșbuc de aici din Torac, iar numele lor este următorul: Ania Păunescu, Nicol Miloșovici și Alicia Babescu. Vă rog frumos să le încurajați, să le luați din emoții, treceți emoțiile lui Dan Liuț, dumneavoastră cu aplauze pentru solistele noastre vocale. Thank you.
fugit Iuta de Grăbină, că am zis că poate mai fac un bis. Dar de fapt n-am fugit pentru asta, am fugit că izbundă muncă. Și când am văzut că se strâng microfoanele, zic, lasă-i să le strâng ei și după aceea vin eu. Că nu știu cum e la dumneavoastră aici, că prețul meu, Cornel, nu m-aș ieși o cătată strâns holda. Dar la mine, eu vă spun, sigur, mă, când mă apucă cheful de lucru, e adevărat că mă apucă cam rar, mă așez fain frumos într-un colț și aștept să-mi treacă. De-aia, dacă aveți mâine, nu că mâine e duminică, nu aveți nimic de lucru, aveți de venit aici la Căminul Cultural, de luni, dacă aveți de strâns puiețele după câmp, să nu vă bazați pe mine că plec acasă. Tot sâncul trebuie să le fie strângeți. Aș vrea să le mulțumim încă o dată membrilor orchestrei Lira, a cărui dirijor este profesorul Doru Ursu. Trecem din nou la joc, oameni buni, pentru că așa ne-i dat nouă românilor atunci când ne cântă unii să-și jucăm. E adevărat că în Parlament boaună unii nu cântă, dar noi jucăm după cum boaună ei acolo, dar aici la noi ne cântă orchestra și joacă de nou formația de dansuri de la Torac. Așa cum spuneam puțin mai devreme, coreografia este asigurată de domnișoara Adina Ocolișan. Dans stilizat, prezentat de formația de dansuri din Torac. Am zis și m-am dus. Thank you.
starea cu amizez, nu poți să s-o nimeni. Nu-i nimic, las că pot să fiu. Și au venit într-o seară acasă, mordă batiuă. Și eu zis cu mâine, hei, dacă eu vreau acum, ce duș îmi tai cu o coșă în mare. Am zis, tași, te rog, dacă ești bat, nu tai cu o coșă, că numai pe ăsta avem. Am zis, și dacă vreau, ce duș jos în podrum și mă aduci o litră de răchie că vreau să beau. Am zis. Tași, te rog, dacă ai băut, nu vezi ce îți dădea. Ce mai vrei să bei? Răchie? Nu mai adevărat că ne trebuie pentru lucră. Am zis, și dacă vreau, că mi se va bat în casa asta, a murit.
s-a uitat. Negura n-a văzut nimic. A încercat să miște copărșeul prea măsura lui. Nici la stânga, nici la dreapta, nici sus, nici jos, nici noince, nici înapoi. A început să bată în stânga, în dreapta. Și a strigat, veșine! Veșine! Nimic. Bătut în stânga. Veșine! Veșine! Nimic. Și ei dă prin cap, zice, mă, voi fi eu cu ceva, ia să-mi bat și capacul de la copărșeu. Veșine! Părinții vezi care era lângă copărșeu ca să-l sperie, zice, da, ce vrei? Veșine, sucu-ți mâinile dumitale, dă-mi fi bun împrumut o jumătate de răchie până la pomana de 6 săptămâni. Fie că zbeți, fie că vreau, stimați spectatori, să mă ajutați să le mulțumim oaspeților din România care au sosit chiar acum și au venit mai cu legea ce părăsc în ele acum. Din cauza lui Ionel Stoițcă, i-a dus cu vaporul pe vecheiți. Și aia aveți, nu am putut să veni vaporul în țără mai iuta, să ajungă bașa cum trebuie. Bun, acum și ei au rămânat cum ori putut. Că bigheițul ăla cât e? Un metru de lat? 2, 5, 10. Apă lasă că nu-i Dunăre acum. Că dacă era Dunăre ajungea și unde mai iutat. Ați fost la Dunăre, tot cu vaporul pe bigheiți. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, permiteți-mi să vi arăt la fața obrazului cu Dâșe Bănățanu, și noștri veniți tocmai din România. Am să încep cu domnul Chimeșă Verge, care s-a pus pași la capăt de rând, nimeni altul decât marele umorist, Cornel Udrea. Păi domnul care, întotdeauna când l-am întâlnit cu el aici la Torac, avea agățat de drumați un aparat de luat vigerile, adică făcea poză și era moală, nimeni altul decât directorul Casei de Cultura Sindicatelor din Bistrița Răsăud, Alexandru Cățcăoan. Pentru că n-am vorbit nimic cu Ionel și n-am făcut niciun scenariu, am să-l rog pe Ionel să vină pe mine cu domnul profesor de la București. Să vă luați și ochelarii. Nu data, dar prăbină, ilumină multă. Să știți că eu de-abia vă văd. Mai mult vă sânțesc după aplauze decât să vă văd. Am să cerem să faci afișul de gazdă. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cei din Torac care nu-l cunoașteți, cei veniți de departe, care nu sunteți din Torac și la fel nu-l cunoașteți, vi-l prezint pe Ionel Stoiț. Mulțumim, fain și bine că ai meritat de lăcați și la publicul ăsta să nu mai am de dupe. În primul rând, țin să salut, să mulțumesc prezența și să vă felicit zilele Toracului. Oaspeții au început să vină pentru că am stabilit și noi să mai facem unele schimbări și să facem festival de satire și umor mai calitativ. Mâine, după masă la ora 16, începe festivalul de creație în Craiul Bănățean, unde la fel vom avea România, oaspeți din Vârșești, din Uzdin și așa mai departe. Pe urmă vom avea o deosebită plăcere să stăm de vorbă cu domnul Cornel Udrea, unul dintre cei mai mari umoriști din România. El, de fapt, este testier. Și tot ce auziți că se ține de satiră și umor, fie radio, fie televiziune, este scris de dumnealui. Deci avem, după Festivalul de Creație Craiul Bănățean, o masă rotundă pe tema cu seriozitate despre umor. Pentru că mai fain a spus că umorul este o treabă foarte serioasă. Domnul Cornel, am auzit mâine pe domnul Cornel Udrea în prima audiență la Torac. Și pentru că avem onoarea să avem și oameni oaspeți deosebiți la acest festival, veniți încă de ieri, și
pentru că timpul impresionează și nu ne permite să rămână până la capătul manifestării. Ne-am prezentat, ne-am pregătit, ne-am gândit în această seară să prezentăm pe domnul profesor Alexandru Țiglea, avocat, profesor universitar, rector al Universității Ecologice din București, umorist, premiat la mai multe festivaluri de satiră și umor. Dumnealui a scos tocmai zilele aceasta o carte despre care nu aș vorbi eu, nu sunt critic literar și nu vreau să spun lucruri pe care nu sunt atât de bine cunoscute mie, de aceea îl rog, având în vedere că este și seara amatorilor tărăceni, în câteva cuvinte să vorbească despre această carte și să ne citească ceva din ea pentru a simți prezența lui în mijlocul nostru. Îi mulțumim din suflet că s-a ostenit și ne-a onorat cu vizita lui aici în Tora. Un aplauz și să-l aud. Îmi face o deosebită plăcere să fiu în fața dumneavoastră. Am legături strânse cu românii din afara granițelor țării, în special cu cei din Republica Moldova, unde sunt prezent de peste 20 de ani la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Chișinău. Am contribuit acolo la crearea unui colectiv de cadre didactice proprii, pentru că până în 1990 și câțiva ani după aceea, ei apelau foarte des la profesorii de la Moscova și de la Kiev, deci în afara granițelor țării. Noi am reușit să aducem românismul acolo și să sprijinim și noi puterile noastre dezvoltarea relațiilor dintre România și Republica Moldova. Și când am aflat de acest proiect să mă prezint și la dumneavoastră, mi-a făcut o plăcere deosebită și am venit cu cele mai bune intenții, dar aici mă prezint nu ca profesor de drept, nu ca avocat, cum o fac în Republica Moldova, ci mă prezint ca un autor de o carte care este o carte de eseuri, care cuprinde și multe glume, pentru că eu predau în primul rând dreptul, dar predau și o disciplină care se cheamă retorica. Este vorba de arta vorbirii. Și plecând de aici, și eu am mers mai departe și am dezvoltat anumite glume care au legătură cu viața noastră. Și aceste glume au fost publicate, o parte din ele, în revista Palatul de Justiție, o revistă care acum apare online și poate fi accesată gratuit de oricare dintre noi. În această carte, cât am la dispoziție? Puțin. În această carte vorbesc despre tăcere, despre importanța cuvântului, despre bârfă, despre prostie, despre avocați care au ca instrument de lucru discursul, vorba, despre politicieni. Și vreau să vă citesc câteva epigrame și idei care poate produc o anumită vârbă și aici, în Banatul Sărbesc. Termineți, da? Legat de prostie, din cele mai vechi timpuri, s-a înrădăcinat următoarea idee. Prostia este omniprezentă, toți se plâng de prostie, dar toți sunt vinovați de ea. Și îl citesc pe filozoful Cini Diogene, care a trăit în anii 400 înainte de era noastră, deci înainte de Hristos, care ziua în amiaza mare mergea cu făinarul aprins pe stradă. Și îl întreba, ce faci? De ce mergi cu făinarul aprins? Ce vrei să faci? Și zice, sunt în căutarea unui om, unui om adevărat. Și legat de prostie, vreau să vă citesc doar o epigramă, are legătură cu locul de muncă. Dacă prostul oarecare este pe un post mai mare, proștii mici îl proslăvesc și așa se înmulțesc. Deci prostii sunt proștii se pare la locul de muncă.
Și o altă epigramă, este vorba de România, nu de Banatul Sârbesc, nu de Serbia. Au trecut pe aici avarii, prin România, poate și prin alte zone, și gepizii și tătari, dar s-au dus cu Dumnezeu, doar cu proști e mai greu. Adică ei au rămas. Trebuie să fiu scurt și atunci trec la avocați. Avocați am constatat că nu numai în țara noastră, dar și în alte țări și de mult, nu de astăzi, sunt priviți cu oarecare invidie, cu ironie și poate și cu răutate. Și uitați ce se zice despre ei. Gura lumii foc s-o ardă. Știți ce spune despre ei? Că sunt stare ca să piardă din două procese trei. Dar la noi se întâmplă destul de des. Am un coleg avocat și profesor care are chelie. Și atunci suntem inspirați din Cincinat Paralescu, mare epigramist român, a fost și magistrat. Chelia lui e exuberantă, îi dă prestanță într-adevăr, dar tot ce spune distanță e categoric tras de păr. Dacă vă plac cu avocații, vă mai spun două anoi. Unui avocat penalist, aveam un coleg avocat penalist și am dedicat-o lui. Aperi în penal clienții cu o voce tunătoare și îi susții cu așa căldură că se duc toți la răcoare. Că sunt multe doamne aici, nu știu dacă sunt și avocate, sper că nu se supără pe mine. Este dedicată unei tinere avocate. Am și una pentru nevastă de avocată, dar nu cred că o spun aici. Unei tinere avocate. Dar tare, cura mare, asta nu-i cu supărare. Este însă o belea că prea face uz de ea. În această carte mică, dar esență, ca și știți cum e cu parfum, nu? Parfumul valoros, esența, nu în recipiente mici. Constat din cele mai vechi timpuri până astăzi, deci de mii de ani, că politicienii au fost criticați de popor. Că ei au fost considerați mincinoși, hoți și nepregătiți. De mii de ani, vă spun, de la Grecia Antică și până astăzi. Și un mare om politic englez, dar și scriitor, Winston Churchill, spunea că să fii politician nu-ți trebuie nicio pregătire. Numai să știi să minți și să nu te ții de cuvânt. Având în vedere că nu este nevoie de nicio pregătire, li se potrivește următoarea epigramă. La școală nu prea le-a păsat de adunare sau scădere, dar cel mai simplu a învățat doar ridicarea la putere. Și mai avem de politicieni, și anume vreau să vă citesc două epigrame, sau chiar trei, din cel mai bun epigram. Bateți la două, nu mai avem. Și atunci din Craiova este capitala Olteniei, până la Iași, capitala Moldovei noastre, se resimte lipsa sării, fiindcă cei mai mulți orași au ajuns la cârma țării.
după aceea tot acest autor pastorel îl ridiculiza pe Petru Groza. Petru Groza a fost primul președinte al guvernului comunist instaurat în 1945. Și a dedicat următoarele epigramă. Caligula imperator, Caligula a fost un împărat roman cam nebun, a făcut din Cal senator. Pentru Groza mai sinistru, a făcut din Bob ministru. Cineva a adaptat această epigramă și a zis: Băsescu mai sinistru, a făcut din Bob prim-ministru. Tot Păstorel critica perioada aceea și are epigramă intitulată Ministrului trimis în Spania. Ambasador. Era șoferul lui, fusese. Șoferul primului ministru. Și am trimis la Mauri un ministru nou, printre atâția tauri, să fie și un bou. Ce fac deputații la noi, nu știu dacă dumneavoastră. Nevasta lui se plânge, vai, dragul meu bărbat, din somn vorbește noapte de deputat. Sărmana, ea nu știe de truda lui cea mare. La camere doarme, în somn cuvântoare. Haideți să mă apropie de final, că văd că domnul Cutob abia așteaptă să o bată, să mă izgonească. Este o părere că românul este cam leneș. E o părere, nu știu cât de adevărată este. Probabil unii sunt leneși, dar unii nu sunt. Cei prezenți nu sunt leneși, sunt harnici. Și cineva, anul trecut, le-a dedicat o epigramă. Se vede un fapt ce nu-i pe plac, ce s-a întins ca un flagel. Cât e românul de sărac, mai dă și lenea peste el. Mă apropii de final, chiar este ultima. Țara mea este frumoasă. Bogăția-i bunicică. Nici umorul nu o lasă. Doar politicul o strică. Ne transmitea domnului profesor, sper să nu fie ultima emigrantă. Cea din urmă, probabil, ultima, mai avem până tot ce a așteptat. Stimați spectatori, aplauze pentru costul nostru din România! Cred că dansatorii noștri zoroginii, ca așa trupe de pișoare ca mânji, ar juca acum că s-ar tărâma pina sub ei. Dacă nu mă credeți, dezgoiți-vă la ei să vegeți jocuri tradiționale de aici, în zona dumneavoastră de la Torac, pus în scenă de coreografii Pera Opolișan și George Bută.
ales ca mânjă. I-ați văzut și dumneavoastră, se cuvine să le mai mulțumim încă o dată acestor minunați dansatori. Acolo coreografia a fost semnată de Vera Ocolișanu și George Bută. Stimați spectatori, ne prom întoarcem, cum zice Bănânțanul, dar nu de două nici prădos, ne prom întoarcem doar la cântec. La cântecul popular românesc, la cântecul nostru drag al bănățenilor, adus astăzi în scenă de câteva voci minunate de aici, de la Torac, voci care vă vor arăta, dacă și uiți bine urechile, că merită să fie răbina acestui cămin cultural. Numele lor, numele solistelor care vor veni în fața dumneavoastră, este sau sunt următoarele, pentru că sunt numai fiice, dragii mei. Ana Popi, Dolores Petrovici, Ana Damian, Gabriela Petrovici și Georgeta Sfrâncioc. Ați văzut, dar înșelat microfoanele? E dogata. Apropo, uitați-vă o țară la oamenii din spațiile mechii și orchestra. Nu știu cum s-a întâmplat odată la noi acolo, la Banat, că a murit un muzical. Unul de suflat o rogoată. Are importanță și e. S-a strâns tot natul să-l îngroate. Și vieți ai lui, o zis mai, toată viața lui o cântat într-o rogoată, lasă-l să se ducă în rai și cu torogoata după el. Și-a pus torogoata în copușău și l-a băgat cu tot cu ea în vorbăți. Ei, da, orchestra în spațiul lui, care au cântat ani la rând cu el, au zis, Doamne feri, dacă ne îngroapă pe fiecare cu instrumentul, și-o face cu broanca. Și tot ei au venit cu ideea și că, bă, cu broanca, nu-l băgăm în copârșă, îl băgăm în broancă. Dar, dragii mei, ei s-au învățat care cu orice un cu instrumentul lor la care cântă. Dar nu s-ai să vă pregăciți, să-i aplaudați și să le mulțumiți anticipat, celor care an de-a rândul au reprezentat și reprezintă cu cinstă și fapt Toracul, nimeni alta decât orchestra Lira, condusă de profesorul Doru Bursu. Am zis.
Thank you.
Stimați spectatori, concertul din această seară, dar și tot ceea ce s-a întâmplat și se va întâmpla în cadrul manifestării Zilele Culturii Turcene, este organizat de către Asociația pentru Artă și Cultură Românească Vicentie Petrovici Mucăluț, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor în Graie Bănățean. Bineînțeles că cele două asociații sunt sprijinite de către Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Secretariatul Provincial pentru Cultură și Informare Publică a Provinciei Autonome Voievodina, Secretariatul Provincial pentru Învățământ, Administrație și Comunități Naționale al Provinciei Autonome Voievodina, Secretariatul Provincial pentru Tineret și Sport al Provinciei Autonome Voievodina, Comunitatea Cultural Instructivă din Jidiște, Comunitatea Locală din Tora și, în ultimul rând, Fundația Cotărița cu Minasuri. Să le mulțumim organizatorilor! Vă reamintesc că mâine, la orele 16, va avea loc Festivalul de Literatură Dialectală în Graiul Bănățean, Ion Niță. Urmat de o masă rotundă, unde tema este umorul, cu seriozitate despre umor, iar de la orele 20 vă dau întâlnire, tot în această sală, la cea de-a 15-a ediție a Festivalului de Satiră și Umor Sătesc, FESUS 15. Ceea ce mai trebuie eu să vă spun este faptul că toată luna septembrie, de fapt, va cuprinde evenimente culturale pe care dumneavoastră, cei de la Tora, veți avea prilejul să le vedeți, să le ascultați și să vă bucurați de ele, pentru că manifestarea Zilele Culturii Torăcene continuă toată luna septembrie, în fiecare sfârșit de săptămână. Așa cum zice Bănățanu, în weekend. În fiecare weekend din septembrie, tot NATO-i așteptat la Căminul Cultural. Bineînțeles, după ce închideți marmii, dați drumul la câini și lăsați poarta încuniată să nu vă intre veșina. Mă rog, veșinii. Continuăm? Asta vreți? Fac o seamă că nu, că așa mâine nu mergeți la coasă. Sau aveți vreun gând mâine? Să strângeți boiezele din țarină. Nu, din Holda, nu. E bine, atunci, stimați spectatori, dați-mi voie să mi-am rămas bun în această seară de la dumneavoastră, să vă las în compania orchestrei Ira și, așa cum zicea Uica Mihai, cel mai mare maestor de pâine bănățeană pe care l-are banatul, el zicea întotdeauna așa. Filozoful Sima de la Oravița avea o vorbă. Ferește-ne, Doamne, de rău, că de bine ne-ai ferit până acum. Să fiți sănătoși și la pungă groși și, cum zice Paule, somn ușor, șapce purii și pulpișor. Să trăiți, să tineriți, vă las în compania orchestrei Ira, la urmă de profesorul Doru Ursu.